Bine ați venit la programul actual, în care prezentăm o avertizare a oamenilor de știință cu privire la smartphone ca fiind o armă cu potențial ucigător. Experții de securitate a firmei IO Active văd în smartphone o armă cu potențial ucigător. Printr-un test s-a constatat că semnalele transmise de un smartphone pot provoca la un stimulator cardiac șocuri de tensiune de mai multe sute de volți. Un pacient cu un stimulator cardiac cu siguranță că nu ar putea supraviețui. Ceea ce astăzi numai experților le este posibil, ar putea deveni în câțiva ani posibil oricui, și anume să poți ucide țintit un om printr-o comandă greșită a aparatelor sale medicale cu un smartphone. Cum vor reacționa legiuitorii și cei din branșa telefoniei mobile cu privire la acest risc? Prin trecerea sub tăcerea a tuturor acestor riscuri, ca și până acum? Cu aceste semne de întrebare încheiem prezentarea de astăzi, așteptând prezența dumneavoastră la știrile noastre și data viitoare. La revedere!